Bun găsit, stimați prieteni! Continuăm seria emisiunilor de Crăciun. Încercăm să avem discuții interesante cu oameni interesanți despre tradiții, despre obiceiuri, despre Crăciunul de altă dată, despre Crăciunul de astăzi și să vorbim și despre cum va arăta Crăciunul de mâine. Să sperăm că va fi identic cu cel de ieri. Am plăcerea de a avea invitat pe domnul Auraș Dragomir, primarul localității Măneci. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit, bună seara și mulțumesc pentru invitație! Iată, până la urmă v-a plăcut ideea, rugămintea mea. Domn primar, dacă aveți un obiect care vă aduce aminte de copilărie, vă rog, aduceți-l în emisiune. Și ați adus acest bici, avem și eu o fotografie wow, din punctul meu de vedere, apropo de Crăciunul de altă dată. Despre ce este vorba? Este vorba de obiceiul de mers cu plugul în zona noastră, undeva, de fapt, pe data de 1 ianuarie a fiecărui an, da. Grupuri de tineri, după cum puteți observa, îmbrăcați în costume populare, dar și cu ținută oarecum civilă, împodobesc un brad, da. Îl împodobeau de obicei cu hârtie creponată, că nu prea se găseau atunci globulețe ca acum sau instalații de pom. Îmi amintesc, da. Îl pun și acum, că obiceiul încă mai există. Îl pun și acum pe un card de, cu patru roți de lemn, împodobit frumos cu cetină și pornesc din casă în casă și fac urarea de anul nou. Se mai păstrează? Vorbeam și cu doamna senator Anastase. Apropo de tradiții care s-au pierdut în mediul urban, noi, adică le regretăm pierderea acestor tradiții. Eu știu că la Măneciu și n-am ezitat niciodată nici în public să apreciez ceea ce faceți acolo, și anume păstrarea tradițiilor, faptul că promovați în continuare ansambluri, colinde, de Paște și așa mai departe, este de apreciat, fiindcă de fapt tradițiile, dacă nu se cultivă la nivel local, există riscul major să se piardă. Este foarte adevărat. Mai seamănă Crăciunul de acum cu Crăciunul din 30, de acum 30-40 de ani? Seamănă doar dacă vrem să-l păstrăm ca atunci. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să aducem în atenția tinerei generații obiceiuri, tradiții care se derulau în vremea de acum 30 de ani sau poate chiar mai mult. Și am observat că unele dintre ele chiar stârnesc curiozitatea și interesul tinerilor, în ciuda tuturor prejudecăților pe care le avem față de ei. A spus foarte bine, tradițiile sunt transmise din generație în generație. Sunt foarte puține cărți despre tradiții. Ele reprezintă așa o pată de culoare în viața noastră. Și de multe ori ne gândim oare ce rol au ele în viața noastră, pe lângă bucuria asta pe care ne-o aduc vestind nașterea Domnului, au și această apropiere de amintirile noastre. Pentru că dacă le preluăm din trecut, automat ne ducem și aminte de copilăria noastră. Spuneți-mi, vă rog, copilăria dumneavoastră, a ce miroase? Care sunt aromele care vă aduc aminte de copilărie? Deci, instantaneu vă spun, bradul și portocala. Portocala, că mirosul erau puține. Mirosul de cetină, da. Mirosul de cetină, pregnant în momentul în care pregăteai pomul de sărbători. Și portocalele care se găseau cam doar în perioada aceasta a anului. Și bananele pe care le lăsam la... Acelea verzi pe care le lăsam sus să se coacă. Da. Aici aveți... Imediat. O să ajungem și la bici, că este wow. Obiceiul acesta, da. Al mersului cu plugul, după cum vedeți aici în fotografie, presupunea obligatoriu prezența biciului. Acestui, aveți și un concurs de bici. Da. Anul trecut am făcut pentru prima dată... Am vrut să facem așa o provocare, să vedem dacă ne iese, pentru că primele semne că se apropie sărbătorile la Măneciu sunt aceste pugnituri din bici. Undeva prin noiembrie, când începe să se lase bruma, încep copiii să se pregătească, să-și facă aceste biciuri și să exerseze cu ele. Și atunci când auzi în depărtare biciu, automat te gândești că o să vină sărbătorile. Este
Obiceiul acesta se mai păstrează și în ziua de azi, sau e o poză veche de colecție și trebuie să... Se păstrează și în zilele noastre și anul trecut au fost două grupe de astfel de tineri. Și oamenii mai deschid ușile cum deschideau odinioară? Deschid. Sunt aceiași care deschid ușile tot timpul. Dar stați puțin, că până la urmă, întrebarea care îmi stă pe limbă Băneciu, credeți că adică, o comunitate poate să păstreze singură anumite tradiții, independent de... Fiindcă ați auzit, domne, e demodat, domne, nu se mai poartă. Dumneavoastră, cum puteți, cum reacționați în fața acestor spuse? Vă vorbeam de încercarea noastră de acum un an de a face acest concurs inedit de Pocnit din Bici. Am avut anul trecut 15 participanți de toate categoriile de vârste, de la 9 ani până la 17 ani. Unii dintre participanți fiind salariați, de exemplu, am avut și pompieri care s-au înscris la acest concurs. Anul acesta suntem la a doua ediție, avem 16 înscriși până ieri. Mâine, adică pe 15 decembrie, la ora 15, vrem să păstrăm această tradiție, unde, în fața unui juriu, vin diversi posesori ai unui astfel de obiecte frumoase și pocnesc din bici. Păi stai puțin, să jurați și la bici? Da, la concurs, la pocnit din bici? Evident că... M-ați făcut curiosul, vă rog. Păstrarea acestor tradiții presupune și îmbrăcarea într-un costum popular. Deci, dacă ei vin îmbrăcați în costume populare. De asemenea, obiectul acesta este de mai multe categorii. De exemplu, împletitura aceasta se numește împletitură pe 16. Sunt împletituri din două unități, da, de la 2 până la 18. Acesta este un bici destul de profesionist, să spunem așa. Și după cum puteți observa, aici o pleaznă din rafie. Asta, pleaznă asta, spuneți-ne, vă rog, da, ce-i cu pleazna? Care-i secretul? Spune... Că de fapt aici secretul, da, nu? Prin învârtirea într-un anumit mod al acestui bici, această pleaznă scoate un zgomot, acea pornitură. Și de ce pleazna asta e bună, o fac mai bine și alții mai rău? Aici este secretul. Așa. Sunt diverse materiale. Sunt diverse materiale textile din care se face pleazna aceasta. Unii folosesc în locul rafiei mătasea. Se folosea foarte des mătasea înainte de 1989. Acum mai greu că e mai scumpă. Dar... Mătasea e mult mai bună decât aceasta. Aceasta este rafie. Rafie, da. Dar mătasea era mult mai bună, dar se și tocea mai repede. Da. Și în momentul în care tinerii merg cu plugul și spun plugul acela, între strofele plugului se agită clopotele și se pocnește din bici. E o atmosferă foarte plăcută. E un bici vechi ce avem noi aici? Are, din câte am înțeles eu de la proprietar, este de vreo 3-4 anișori făcut. Bun, haideți că acesta, dragi prieteni, este biciul cu ciucuraș, cu, adică iese și în podul. Și tricolor aici, frumos, da. Spuneți-mi, vă rog, apropo de comunitate, copiii dumneavoastră, aveți două fete, cum le convingeți să păstreze tradițiile sau nu trebuie neapărat, este o alegere personală? Mi-a fost nevoie să le conving. A venit în mod natural această dorință a lor. N-am pocnit doar, da. Vă rog. A venit în mod natural această dorință a lor de a merge cu colindatul, de obicei pe 23 decembrie. Merg copiii cu bună dimineața, spunem noi. Adică merg din casă în casă și cântă un colind vestind venirea nașterii Domnului. Și văzând alți copii în treacă pe stradă, au fost și curioși și le-am explicat ce se întâmplă și în ce constă acest obicei. Și chiar au vrut să meargă de la vârsta de 3 anișori, erau pe drum. Evident, însoțiți de mine, de soția mea, de bunica mea, de bunica mea, de bunicii noștri. E un lucru frumos, zic eu, și nu știu, cred că vine de la sine. Ați vorbit un pic mai devreme și mi-a rămas în minte despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Să știți că de cele mai multe ori, în ziua de astăzi, când auzi despre Crăciun, această însemnătate, cea mai importantă, de fapt, asta este Crăciunul, de fapt,
este, nu este neapărat în prim plan, ca să spun așa, să mă exprim. Este cu cadouri, este despre brad, este despre bani. Și faptul că la Măneciu încă se păstrează tradițiile, și noastră ați vorbit în primul rând despre nașterea Domnului, nu despre Crăciun, colinde, bani, este foarte important. Spuneți-mi, vă rog, Crăciunul de astăzi, mai seamănă, mai simțiți la fel? Vorbeam cu mai multe persoane care au spus, ne-e foarte greu să mai intrăm în acea, înainte de Crăciun, acea atmosferă a Crăciunului, a sărbătorilor. Trăim într-o lume nebună sau depinde, e o alegere personală a fiecărei persoane, a fiecărei familii? Este o alegere personală, este un mod personal de a ne raporta la acest eveniment. Și depinde cum vrem să o facem. Putem să o facem într-un mod tradițional. Ce înseamnă venirea Crăciunului? Înseamnă, în primul rând, apropierea de familie. Da? Înseamnă reunirea familiei. Și atunci nu trebuie mult sau mare lucru ca să fii bucuros. Dacă ești împreună cu familia, este un lucru deosebit. Colindele acestea au rolul de a ne aminti de ceea ce este important în viața noastră. Da? Totuși, eu cred că poporul român este un popor credincios și credința pentru poporul român este un lucru foarte important. E un lucru extrem de simplu, la îndemâna fiecărui om să-l facă atunci când vine un colindător, să-l asculte, să-l privească, să-l asculte, să lase la o parte grijile, că perioada aceea sunt tot felul de griji, ce punem pe masă, cum să fie aranjamentul, cum să fie meniul și așa mai departe. Dar acele câteva minute pe care le ai la dispoziție atunci când îți vin doi sau trei colindători la ușă, te aduc în acea zonă a bucuriei pe care o aștepți mai tot timpul anului. De multe ori suntem tentați în fuga asta cotidiană să trecem repede și peste momentele acestea. Dar acele câteva clipe sunt deosebite și vă spun, nu știu, la noi acolo la țară, când îi vezi pe acei copii tineri frumoși. Lăsați cu la țară că ați făcut, am filmat la Măneciu acum o lună, două. Acum este o vreme, se anunță o vreme destul de caldă, dar sunt momente în care este frig, le îngheață mânuțele, le îngheață năsucul. Dar ei totuși vin acolo și spun un colind. Se pregătesc pentru treaba asta, fac repetiții. Se duc unul la casa celuilalt și se pregătesc, adică e un pic de muncă. Și atunci când vine la ușă, ce poți să faci? Evident că îi dai, fiecare îi dă ceva acolo, un dulce, un ceva. Dar cel mai important lucru pe care pot să-l fac este să-l asculte. Să se uite în ochii lor și să-și admitească fiecare de copilărie, de lucrurile pe care le-a obiceiul de copilărie pe care le păstrați și în cadrul familiei dumneavoastră. Aveți anumite lucruri? Sigur că da. În pregătirea bradului de Crăciun îl facem totdeauna pe 23 împreună cu familia. Fiecare trebuie să pună în pomul de Crăciun cel puțin un globuleț. Deci este la trebuie, nu există... Trebuie. Nu, trebuie pentru că asta ne dorim. Ne putem găsi ușor motive să nu o facem. Putem să spunem, 23, trebuie să mergem la cumpărături, trebuie să mergem cu tare lor. Nu, ne propunem și ne iese de fiecare dată treaba asta. Evident că cel mai mic din familie pune steaua în vârful bradului. Asta iar e o tradiție pe care o păstrăm de foarte multă vreme. De Sara pune în vârful copilul dumneavoastră? Da, da, totdeauna. Și era mai simplu când era mai mică, pentru că trebuia să o iau în brațe și să o ajut să pună în brațe. Acum s-a făcut un pic mai mare și trebuie să pună în scăune. Dar tot încearcă să... Deci nu mai devreme de 23. Nu, 23, pentru că tot pe 23 vin și colindătorii și începe undeva după amiază și când pe la 14, iar pe la 16 când se întunecă și vin colindătorii, deja bradul este făcut, colindătorii sunt la ușă și deja începem să ne pregătim pentru ziua de Crăciun. Alte obiceiuri, cozonacii, cum arăta Crăciunul când erați dumneavoastră mic, ca să mă exprim așa? Fiindcă ce spuneați mai devreme despre portocale, despre bici, erau neajunsuri din punct de vedere material, da. Dar noi ca și copii, evident că le era bucuria acelei întâlnirii cu ceilalți colegi. Era joaca de sărbători, era timpul mult mai liber. Care, mult ce, mai ce liber. Înseamnă joacă de sărbători?
Joaca însemna alergare, însemna plimbare cu bicicleta, însemna să te dai cu sania dacă era zăpadă. La cheia acolo, la Măneciu, cam da, ies, era zăpadă. Da, și prin Măneciu sunt diverse dedelușuri unde te poți da cu zăpadă. Asta însemna, evident că fiind copii, noi eram atrași de aceste lucruri. Părinții noștri se îngrijeau de masa de Crăciun, de tot ce însemna meniul respectiv. Tăierea porcului era clar un obicei foarte, și acum este un obicei păstrat printre. Dar sunt anumite obiceiuri acolo, tăierea porcului, specifice? Sau nu? E pur și simplu clasic? De obicei când se taie un purcel în gospodărie, se adună toată familia. Bărbații, de la bunic până la tată, până la fiu, stau pe acolo. Chiar dacă nu se pricepe prea mult la măcelărie, dar trebuie să stea pe acolo, măcar să pună o suică fiartă în pahare. Al doilea moment de reunire a familiei. Celelalte persoane, mamele, fetele, trebuie să fie pregătite, să toace carne, să facă cârnăciorii, să topească untura. Toate lucrurile astea încă se mai păstrează. Asta vreau să vă întreb. Sigur, sunt gospodării, sunt oameni care încă mai cresc în gospodăriile lor animale și le sacrifică în perioada aceasta, de obicei pe 20 de Ignat. Sărbătoarea Ignatului. Și atunci de unde e această, că timpul nu mai, că e și o expresie, că timpul nu mai are răbdare, nu mai avem timp, nu mai avem febra cumpărăturilor, e un marketing. Adică este, a devenit 99% comercial. Nu generalizez, dar cum spuneți dumneavoastră despre Măneciu, o localitate care evident că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 3 ani, până cu cheia. Dar la oraș, toți spun, la oraș, la Ploiești și nu și în București, și domnule, nu mai are timpul, răbdare, nu mai avem ce să facem. Și o aglomerație nebună și un trafic nebun, toată lumea aleargă către nicăieri, în toate direcțiile și de fapt... Da, probabil și din cauza faptului că vrem să facem multe lucruri într-un termen foarte scurt. Dar dacă îți planifici lucrurile, treburile, în așa fel încât să faci loc pe lista aceasta a priorităților tale și de aceste lucruri importante, zic eu, pentru noi toți, atunci va fi ușor să le realizezi. Dacă totdeauna îți mai propui să faci câte ceva, evident că te ia prin surprindere și Crăciunul și Revelionul și toate celelalte. Discuția e atipică și îmi place. Biserica, ce rol joacă de Crăciun? Un rol foarte, foarte important acolo la noi. De exemplu, acum 2 seri am avut privilegiul să avem un grup de colindători chiar la primărie, inedit, Corala Protoieriei Vălenii de Munte și un sobor de preoți de 17 preoți au prezentat un calup de colinde. Unele dintre ele, vă spun sincer, nu le-am mai auzit niciodată. Exemplul acesta pe care preoții îl dau și de acolo de la primărie au mai mers și în alte locuri și au cântat, au colindat. Dar acest exemplu personal pentru întreaga comunitate reprezintă o încurajare. O încurajare a aprecierii unor astfel de momente. Și este foarte important să vezi că sunt oameni în vârstă, oameni maturi, care apreciază lucrurile acestea. Și atunci și copiii se uită cu interes la acest aspect. Te vă dau un exemplu, că tot se apropie data de 22 decembrie. La noi, în centrul localității, este o troiță pe care au ridicat-o câțiva consăteni imediat după evenimentele din 22 decembrie 1989. Era o plăcuță foarte mică scrisă acolo și trebuia să te duci aproape de ea ca să-ți dai seama de ce a fost ridicată această troiță. În spatele troiței este un gard. Ce am făcut? Am pus niște planșe, niște fotografii mari pe acel gard cu imagini de la acel eveniment, de la Revoluția din 1989. Și îmi povestea chiar un coleg de la primărie că copilul de 12 ani i-a povestit într-o seară despre aceste imagini și s-a dus, le-a privit și a zis: domnule, chiar este ceea ce spuneai tu. Chiar a fost cu tancuri, cu taburi. Am ales și câteva fotografii din acelea. Deci v-am dat acest exemplu ca să vă spun că dacă noi le arătăm
copiilor noștri, nepoților, care sunt lucrurile importante, ei le vor privi cu atenție. Dacă noi le ignorăm, le vor ignora și ei. Deci, de-aia se spune că tradiția este păstrată din generație în generație. Obiceiurile acestea, dacă ele sunt lăsate într-un colț și minimalizate, așa, da, au venit colindătorii, le-am dat o portocală, am scăpat. Nu, dacă asculți colindul, dacă asculți acele versuri, acele melodii superbe, practic asta înseamnă sărbători. Spuneți-mi, vă rog, dați-mi exemplu, vă rog, de o imagine din Crăciunul de altădată, care v-a rămas întipărită în minte, din Crăciun, de când erați copil. Aveți o asemenea imagine? Sigur că da, sigur. Eram la grădiniță, cred că aveam 3 sau 4 anișori, și dimineața de Crăciun, chiar în dimineața de Crăciun, după ce am văzut brăduțul luminat frumos, când eram noi mici, părinții făceau brăduțul chiar în noaptea de Crăciun. Și obișnuiam să credem că el a fost împodobit de cineva special. Și după ce am văzut brăduțul acela foarte frumos împodobit, m-am uitat pe fereastră și am văzut o zăpadă destul de consistentă, cred că avea ca altă dată, cum spunem, ca în film. Da. Și când am văzut, nu mi-a venit să cred, eram așa de bucuros, am ieșit frumos până în drum, până în stradă, fiind Crăciunul nu circulase multă lume și era o singură urmă pe mijlocul drumului, probabil câțiva oameni care mergeau, și m-am uitat după ea cum șerpă ea pe stradă și totul plin de zăpadă. Deci acum, când închid ochii, mi-aduc aminte și acum de imaginația. Acum, dacă ninge și dacă e mai mult de 10 cm și n-am ajuns cu mașina de acasă 500 de metri până la supermarket, e tragedie. Da, acum 40. Dar să știți că, paradoxal, în cheia, primesc două tipuri de telefoane. Telefoane care vin și spun: domnul primar, nu s-a dezăpăzit în strada cutare. Și al doilea, domn primar, nu a nins. Bine, vorbesc, sunăm operatorul care asigură desalubrizare și la câteva minute sună altcineva. Dom'le, vă rugăm frumos, nu mai dezăpezi, să ne lăsăm și noi copiii să se dea un pic pe stradă cu sania, să-și aducă aminte și ei când vor fi mari. Da, depinde de cum ne raportăm la aceste lucruri. Bunicii au jucat un rol important, fiindcă se tot... Și cineva într-o emisiune spunea: dom'le, bunica, am amintiri cu bunica. E adevărat, cu părinții lucrau foarte mult în acea perioadă și foarte mulți copii erau lăsați în seama, în grija bunicilor. A fost și cazul dumneavoastră? Da. Și eu am, până la clasa 1, până în clasa 1, și eu am stat cu bunicii. Păi înseamnă că Moș Crăciun, da, acolo era? Acolo era, da, da, da. Și totdeauna, țin minte, în preajma sărbătorilor, exact cum spuneți noastră, se pregăteau cozonaci, se pregăteau sarmale, se pregătea piftia, se pregăteau lucrurile pe care le puneam pe masă de sărbători. Acel miros de cozonaci nu prea mai găsești astăzi așa autentic. Sunt v-a rămas acolo undeva și orice, oricum ar mirosi, nu miroase ca atunci. Da, și nu mai sunt, se păstrează totuși la... În anumite gospodării, acest obicei de a se pregăti cozonacul în gospodărie, dar acum e mai ușor să le iei de la supermarket. Chiar dacă mirosul acela, chiar dacă nu are aceeași. Dacă e combinat și cu miros de portocală, da, sau de mandarină, da, sau de, și cu mirosul de brad. Da. Deci bunicii, într-adevăr, au jucat un rol foarte important în copilăria mea și cred că majoritatea. Mai aveți un obiect sau nu aveați de atunci, specific Crăciunului? Sau nu prea erau așa multe încât să... Cred că mai am o bucată, dacă nu mă înșel, dintr-o instalație de pom, care era cu beculețe, vreo 3,03 vreo, nu mai știu cât era, și erau de 12 clopoței. Erau vreo 2-3 modele. Instalațiile cu clopoței ne-au marcat tuturor copilăria. 2-3 modele și mai am un globuleț pe care l-am primit în clasa a doua sau a treia de la unchiul meu, din sticlă, foarte frumos, este vedeta pomului de bradului, Crăciun. Da, da, obligatoriu. Există această tradiție să pui un globuleț, cel mai vechi globuleț pe care îl ai. Și totodată să aduci globulețe noi. Obligatoriu, trebuie să ai cel puțin un globuleț nou.
Nu știu dacă este o legătură în toată treaba asta, cred că vine de undeva de acolo, de la preluarea din trecut și continuitatea asta pe care ne dorim fiecare. Și încercăm și facem lucrul acesta. Acum, mai nou, au apărut globulețele personalizate, fiecare știe numele pe el. Da, dar nu este nici al bunicii, complicat, nici al mamei, nici din copilăria mea, nici din copilăria. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru deschidere. Am aflat pe de altă parte, dragi prieteni, am aflat lucruri noi. Și eu am aflat lucruri noi. Și lucruri care, de fapt, sau mi-ați adus aminte de anumite lucruri, apropo de tradiții și ceea ce a spus dumneavoastră acum, domnule primar, chiar 100% putem să le păstrăm și noi. Ține de noi, ține de familia noastră, cum arată Crăciunul, de fapt. Și cum ne simțim în familie de Crăciun. Fiindcă Crăciunul, însemnătatea religioasă, cu siguranță pe locul întâi și pe locul doi, familia. Da, din poziția aceasta pe care acum o am încercat și încerc, prin organizarea unui astfel de concurs, de exemplu, să arăt tinei generații că este un lucru extrem de important. Este organizat de primărie acest concurs și vă spun că avem chiar și o aplicație acum pe telefonul mobil care măsoară intensitatea punitului din bici. Vorbesc foarte serios și sunt acordate premii, niște plachete frumoase, niște diplome și niște sume de bani nu prea mari. Dar faptul nu prea mari, să știți că le ajung de două ghemuri de sfoară. Apropo de chestiunea asta, îmi spunea tot așa un coleg de la primărie, dom'le, m-am dus eu niște sfoară să-mi pun carne la fumat de puci și n-am găsit. M-a întrebat vânzătorul, zice, și noastră faceți bici? Zice, de ce? Vorbesc serios, magazinele de acolo au fost golite de sfoară. O trecere. Exact. Și de fapt... Iar această discuție, această rumoare provocată ne ajută să trezim un pic interesul. Sau mai bine zis să nu-l trezim, să-l readucem în prim plan. Pentru că el există acolo. Dar dacă nu punem o lupă pe el, un reflector pe el, există tendința. E foarte important să fie stimulate tradițiile și, de fapt, pentru păstrarea tradițiilor să existe tot felul de evenimente mici în care tinerii se simtă angrenați. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru deschidere și pentru lucrurile noi pe care ni le-ați împărtășit în această emisiune, domnule primar. Și eu vă mulțumesc mult de tot pentru invitație și sărbători fericite și liniștite să aveți și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc. Vă mulțumim mult la fel, sărbători liniștite și dumneavoastră. Aici punem punct acestei ediții emisiunii Proces Verbal. Ne o reîntâlnim curând, dragi prieteni.